deja ora 10, e ajunul Crăciunului, am scăpat și eu acum de la lucru, mă îndrept spre casă. Înainte să ajung acasă trebuie să mă opresc să fac niște cumpărături pentru astăzi, mici cumpărături rămase de zilele trecute care tot trebuiau făcute și s-au tot adunat. Da, deci ne vedem la cumpărături. Deci e dimineața și e parcarea lină, abia am găsit un loc de parcare. Da, intrăm să facem cumpărăturile de care v-am zis. Și cam atât deocamdată, e balamuc mare, deja văd. Așa se întâmplă de fiecare dată când pleci fără listă de acasă, nu știu niciodată ce să cumperi, te trezesc cu tot felul de păcate în coș. Da, o să iau o pizza. Asta e pizza de care vă ziceam, e foarte, foarte bună. E ca o pizza de casă și ingredientele sunt mereu proaspete aici. Trebuie să mai căutăm ceva carne, să vedem ce găsim. Caut ceva cu curcan, au niște piept de curcani foarte simpatic pentru Crăciun, dar cred că nu mai au, adică cred că a fost cumpărat tot, nici măcar o urmă de el. Și da, mă veni și mănâncă foarte, foarte multe congelate. Da, pare că am găsit niște chestii pe aici, care, da, evident sunt congelate. Păsta îl căutam. L-am mâncat zilele trecute și e foarte, foarte gustos, deși e congelat. Da, cam atât cu cumpărăturile, plătim și mergem spre casă. Îmi dădusem seama că mai vreau să iau ceva și a trebuit să mă întorc de la casă. Am luat un extra large Ferrero Rocher și un moș Crăciun de ciocolată, arată foarte simpatic. Nu știu, în schimb, cât e de gustos. Acum mergem să plătim și ne îndreptăm spre casă. Cadourile de Crăciun ne obișnuim să ne dăm înainte de Crăciun, așadar, da, eu mi-am primit cadou de Crăciun, Oana și-a primit cadou de Crăciun, deci, drept urmare, nu o să mai avem ce despacheta în seara asta. Da, și am ieșit. N-a fost chiar așa de balamuc pe cât mă așteptam, deși parcarea e absolut plină. Nu știu unde sunt toți oamenii, nu știu, habar n-am. Uitați parcarea. E absolut plină, nu este niciun loc liber. Deci da, nu știu unde sunt toți oamenii, cert că parcarea e plină, poate au parcat și s-au dus în alte magazine, nu știu, habar n-am. Dar, da, cam atât. Mergem la mașină, punem bagajele și ne îndreptăm spre casă. Ca să înțelegeți câtă lume e, coșul meu e singurul coș care e acolo la locul de coșuri. Da. Hai să-i dăm drumul spre casă. Oh, hinox. Și am pornit. acasă acum, am parcat. Trebuie să car toate bagajele sus singur și am geanta de la lucru, plasele de la cumpărături, plus pizza aia care e absolut gigantică și nu încape în nici o plasă. Deci, da, s-ar putea să trebuiască să fac două drumuri. Hai să vedem. Senzația că o să fie o zi frumoasă azi, cred că iese soarele, văd că s-a înseninat, mai sunt un pic așa nori, dar în principiu s-a înseninat. Hai să cărăm bagajele. Am aici, vis-a-vis de casa unde stăm noi, e un parc foarte mare, mă rog, un spațiu verde, nu neapărat un parc. E foarte mișto, mai ales dimineața răsare soarele după casele alea de acolo din spate și se vede foarte mișto. Și peste zi vin foarte mulți oameni, își plimbă câini aici, se joacă cu ei, e foarte mișto, mai ales când sunt mai mulți, se alergă, se joacă, da? Iar pe la prânz, când ies copiii de la școală, mă rog, acum nu e cazul că e vacanță, când ies de la școală, trec pe aici și se alergă, cei mai mici se joacă, e foarte simpatic și foarte... Ok, așa îți dă o energie pozitivă când îi vezi. Da, hai să mergem să facem ceva de mâncare. Bacon sandwich. Gata, mergem să mâncăm. Video de ieri încă se încarcă de vreo 3 ore, merge internetul la oameni, este aici groaznic. Cred că cel mai bun pachet de internet pe care l-au ei e gen pachetul nostru basic, deci la viteză de internet și la semnal de mobil sunt bază. Ne vedem mai încolo. Ciao. Că vă ziceam mai devreme că aici vin foarte mulți stăpâni cu câinii să se joace. Ia uitați-vă, acolo în depărtare e un labrador. Un labrador sau un golden retriever. Da, hai să ieșim un pic afară. Și am ieșit, hai să traversăm să vedem dacă mai sunt căței aia pe acolo. S-a lăsat răcoare, iar e înnorat. Da, mai e un pic și trebuie să mă apuc să pregătesc cina festivă pentru seara asta, sau cina romantică, nu știu exact cum să-i spun, având în vedere că sunt decât eu și Oana. Da, o să fie cina festivo-romantică sau ceva în genul ăsta. Da, hai să traversăm să vedem dacă mai găsim căței. Da, au cam dispărut. Se mai e în continuare labradorul ăla alb pe care l-am văzut de la etaj cu stăpânul. E foarte fericit, alergă de colo-colo. Să vină la mine, dar s-a speriat de cameră, nu știu care a fost treaba. Salut, e deja 9:15 și a venit vremea să băgăm curcanul. El e curcanul, nu e un curcan întreg, e doar o bucată de curcan, e un piept de curcan, cred, ceva, nu știu. E a doua oară când îl încerc, prima dată a fost foarte mișto. Și asta trebuie să meargă în cuptor pentru vreo două ore, cam așa arată el acum, n-arată extraordinar, dar o să arate foarte, foarte bine și o să fie foarte gustos când o să fie gata. Cât timp pregăteam curcanul, a venit unul din vecini, cele deasupra, și-a pus un pahar de Tatchers Gold, e un cidru de aici, ceva local, și spunea că e foarte, foarte prost comparativ cu cidru pe care îl fac ei la fermele lor specializate de aici locale. Îmi spunea că un pahar din ăla mic de cidru te termină 2-3 pahare de whisky. Mi-a spus că recomandarea lui ar fi, dacă iau un pahar din ăla mic, să nu conduc după cel puțin o zi și să fiu sigur că mănânc bine după și s-ar putea să-mi nevoiești de toaletă aproape. Da, ne vedem mai încolo cu curcanul. Ciao! Ok, nu știu dacă trebuia să faci asta. Serios? Oh, da. Ok, asta e bomboana aia mare care v-am arătat-o mai devreme, pe care am cumpărat-o de la Asda, care, sincer, nu mă așteptam să aibă și o coajă de ciocolată așa mare și înăuntru două bombonele mici. Dar credeam că e doar chestia asta de plastic și că înăuntru e plină cu chestii de astea, dar nu, a avut și coaja asta de ou. Ce ai făcut, mă? Lumina din bucătărie ne-a trădat. Curcanul e gata. Mergem să mâncăm și ne vedem mâine. Ceau!